Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 123. Salut, Radu! Salut, George! Nu, 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 nu este număr par încă. Nu par nu este. Prim. Și nici prim. Știu, 127 va fi următorul. Dar, hei, one, two, free, Pamela vrea copii și Bobby nu o lasă, că ea e prea frumoasă. Păi, avem o vârstă apropiată și totuși n-am auzit asta niciodată. De fapt, stai că nu se zice one, one two, free, se zice one, two, three. One, two, Free, One, two, Free, Pamela... Hai cum mă că știți. Nu știu. Cine nu știe chestia asta, e ok, îmi cer scuze. Bine ați revenit așadar la podcastul de internet și tehnologie pe care îl facem în fiecare sâmbătă dimineață pentru voi și ne bucurăm că astăzi putem fi alături de voi, noi doi plus Foreza din curte. Sper că nu se aude pe fundal, sper că algoritmul acela de noise cancelling va fi funcționat pentru că noi căutăm petrol, apă în pământ. Dacă vrei, o oprim Asta deranjează psihic? Nu mă deranjează psihic, important este să audă pe microfoanele astea, hipersensibile, zici că sunt uh, hipersensibile. Uh, nu știu că știți ce facem noi aici în curte, nu știu că știți ce, ce lucrăm, dar. Se aude? A? Nu se aude? Nu? Ok. Uh, noi săpăm după apă și vom face și foraje pentru uh, pompă geotermică uh, pe care o vom instala de la. Sifui.ro uh, Și vom trece, practic, de pe gaze pe orice altceva, adică pe geotermic. Da, multe celule peste tot. Celule și microorganisme în curte, da. celule pe casă, în da. casă. Da. Da. da, practic, ducem Cavaleria Hub la, dincolo de partea asta de confort și nu știu ce, o ducem la sustenabilitate și amprentă de carbon negativ. adică să producă mai multă energie decât consumă. Vrei și ca hub să producă la propriu? Da. Casa? Păi eu zic de ani de zile, casele noastre, da. atunci când noi plecăm de acasă, ar trebui să muncească pentru noi, că de-aia le-am făcut. Exact. Vorba eu te-am făcut, tu produci. Da. E vorba Am de case. Am investit în tine, nu? Am să băgat în tine. Să merită cuvântul investiție. Exact. Exact. Ediția de astăzi, ca de obicei, este sponsorizată, avem doi sponsori și astăzi țineți-vă bine, pentru că ne sponsorizează GB.ro. Înainte de orice, trebuie să vă spun că GB.ro vinde aceste tricouri foarte drăguțe și nu sunt singurele și tot acolo puteți să vă luați mai ales criptodoți ca să vă stocați seed phrase pentru că hoții fură seed phrase-uri ca la Balamu. Nu vă lăsați portofelele de cripto pe mâna oricui, salvați-le pe o bucată de metal care nu ia foc, nu se... Noi apă, așa, așa mai departe. Exact avem, le avem, avem aceste criptodoți, inclusiv în variantă specială pentru comunitatea Elrond pe site-ul nostru. În colaborare cu ei ne-au livrat un lot de așa ceva cu punctator cu care puteți să vă punctați seed phrase-ul. Nu vă spun mai multe, de să vedeți clipul cu de Andrei Brătucu pentru GB.ro. Avem și mărci, v-am spus, mai avem și portofele Ledger, și avem și multe alte ghegeturi Și al doilea sponsor de astăzi, cel puțin la fel de important, este cucoin.com. Cu care cu coin.com ce este? Este un exchange uh, mare, un exchange uh, foarte tehnologizat, foarte bine digitalizat și cu foarte multe uh, new coins mai ales. Focusul lor este pe coinuri noi, pe comunitate și uh, pe ușurința de a-ți accesa, uh, să zicem așa, să pui mâna pe primul tău, primul tău cripto. Exact, și cred că e unul din urile cred că e cel mai rapid exchange la capitolul KYC. Da, o zic. Te înregistrezi imediat, nu ai niciun fel de fricțiune, totul se mișcă foarte repede și în, cred că în 3 minute, dacă ești un big tech savvy, ai, ai rezolvat, deja ești in. Uh, da, seamănă aplicația foarte tare cu cea de la Binance, dar mi se pare că merge un pic mai bine. Da. Nu? E mai snappy. E uh, mai... O folosesc și eu, de, deja de când am început parteneriatul cu ei ca să știu ceea ce spun. Chiar am început să o folosesc, o folosesc zilnic și îmi place. Și dacă vrei și tu să deschizi un cont, să vezi care e treaba, apropo, ai până la 500 de dolari în tot felul de beneficii de bun venit. Uh, folosește linkul din descriere, care este apropo un link de afiliere. Vom câștiga și noi uh, de pe urma afilierii tale, însă nu mai mult decât ai fi uh, cheltuit oricum. Însă ai acces la o mulțime de unelte și poți uh, să faci ce. Vrei cu banii tăi, poți să faci disie, poți să spui roboței, uh, poți să cumperi, poți să stochezi, poți să transferi, o mulțime de chestii, mai puțin un lucru. Am observat că Joie a dispărut de pe platformă Luna. Pur și simplu. Păi, da, cred că a fost unul dintre ultimele exchange-uri care le-a scos și nu știu dacă o să le bage la loc. Unele dintre celelalte au, au băgat alte perechi cu Luna, au reintrodus, deși Luna am înțeles că a dispărut complet ca și entitate din. China, Coreea unde erau? Corea era. Au dispărut complet ca și entitate, adică sunt gata, e închisă, complet. Ok, iar Do Kwon este în momentul ăsta cel mai urât om din Corea. De Sud. Din toate punctele de vedere. Da. cred că îl bate pe uh, Kim Jong-un în momentul ăsta? Da, și mai era cineva care tot așa se ascundea. Nu, am not sure. Uh, Putin. Ah, da, a, e, nu se ascunde, e la vedere. E la vedere, da. Imagine clar, clar sunt clar. peste tot. Nee, da, da imaginele sunt... Și că multe sunt înregistrate. Anyway, a, așadar, um, cu coin, folosiți linkul din descriere sau codul de afiliere dacă descărcați aplicația din App Store, Google Play sau dacă descărcați ca APK, aveți în descriere codul de afiliere, introduceți-l acolo când vă faceți un cont nou și noi vă iubim la schimb pentru chestia asta, pentru că ne susțineți nu doar prin abonamentele voastre lunare, sunt convins că foarte mulți din cei care ne urmăresc sunt membri pentru că membrii au văzut acest, uh, și această ediție înaintea tuturor, pentru că merită. Yes. Da? Înainte să mergem mai departe, însă trebuie să facem o plasare cu adevărat importantă pentru un sponsor la care ținem în mod deosebit. Surfshark. VPN. Sunt o mulțime de site-uri și o mulțime de informații pe care nu le poți citi dacă ești într-o anumită țară, așa că o să folosești un VPN de genul celor de la Surfshark ca să navighezi cumva pe sub radar, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică ca să poți să citești tirile în limba rusă. Traduse, bineînțeles, cu Google Translate. Sau din altă țară. Sau să faci shopping de pe IP-uri din alte țări. Poți să oprești site-urile, de exemplu, să te trăcuiască, adică să te urmărească, și aici poți să folosești, de exemplu, site-uri de căutări de zboruri, de hoteluri, de rezervări, de chestii de genul ăsta, ca și cum ai fi din țara respectivă și nu venind din altă țară, și s-ar putea să obții prețuri mai bune pentru ofertele de acolo. Alte avantaje sunt, bineînțeles, că poți să vezi, poate, anumite emisiuni TV pe care nu le poți vedea de pe Netflix-ul din țara ta sau okay. de pe altă, un alt serviciu de streaming și, în primul rând, ca să te protejezi atunci când accesezi un Wi-Fi nesecurizat sau unul securizat într-un loc public, cum ar fi un supermarket sau un restaurant foarte mare, un lanț de restaurante, unde știm cu toții că acolo se întâmplă multe chestii dubioase pe Wi-Fi-ul lor, mai ales când vrei să faci o plată sau vrei să trimiți un e-mail mai sensibil. Și apropo de chestia asta, pe pachetul Plus cu Surfshark Alert ID Protection vei primi o alertă când cineva încearcă să-ți intre pe mail. Recomandarea noastră este simplă, folosiți oferta din descriere pentru un discount foarte interesant la Surfshark VPN de peste 80%. Folosiți codul nostru de reducere pentru această promoție care chiar este pe bune și puteți primi și niște luni în plus. Testați voi așa. Și atât despre Surfshark VPN. Și acum trecem la știri? Hai, rapid. Cu ce începem? Uh, cu cea mai rapidă știre de uh, săptămâna asta, că să nu fie de, din toate edițiile, că am avut una de 15 secunde. Am mai băgat un pic. Apple lasează niște curele noi de ceas. Gata, putem să terminăm. Hai să vorbim totuși Hai să că, vorbim. că sunt un pic de legacy acolo, sunt culorile companiei, sunt, uh, uh, sunt în culorile Pride. Uh, unele dintre ele chiar se scrie așa cu un fond ăsta cursiv, cum îi spune, uh, uh, și hello. Uh, da. Dar sunt culorile companiei de la începuturi, adică logo-ul exact. la început Apple era în culorile astea. Sunt pentru cunoscători, adică cei care își au culorile astea uh, vor înțelege că de fapt uh, cam așa a arătat logo-ul de la Apple acum foarte mulți ani, da. atunci când a fost lansat. Și ai, arată chiar bine, arată mai bine decât toate brățările flashy și foarte colorate sau uh, unii, că majoritatea brățărilor da. sunt unii. Da. Fontul, apropo, este similar cu cel care se scrie Hello pe Macintosh din 1984. Mai țineți minte 1984. Păi cred că se scrie cu același font și pe mac noi. Nu? Pe laptopuri? Uh, să a mai schimbat chestia. Am mai modificat un pic. Însă nu nu avem ceas nou, pentru că deja Apple Watch este în continuare cel mai vândut ceas de pe planetică. Dintr-un motiv foarte simplu, funcționează excepțional de bine cu orice iPhone, uh -huh. dar nu și cu altceva și în ecosistem acolo totul este minunat. Bateria nu ține în foarte mult, dar toate funcțiile de pe el merg foarte, foarte bine. E rapid, e colorat, e tot ceea ce îți dorești pentru un ceas inteligent conectat la un iPhone. Însă dacă vrei mai mult, dacă ești pe Android, cel mai tare ceas pe care l-am testat noi din punct de vedere al tuturor funcțiilor ever și nu ne-a plătit nimeni să spunem chestia asta, este și, apropo, este asta. o mega reducere. M-am crucit ieri când am publicat clipul, nu mi-a venit să cred cât costă acest ceas care pare așa simplu, îți pare de jucărie, dar e cel mai deștept ceas cu Android pe care l-am testat. sau o bateria. Să bateria care a rămas da. în 4G când l-am decu decuplat. Dar stil. Uh, nu o să vă spun cât este pentru că o să vă șocați și voi. Are de toate. Are uh, ECG, are uh, bineînțeles... Deci electrocardiogramă. Hai să zicem așa. Electrocardiogramă. Așa. Puls, puls. Index de masă corporală. Exact. Sporturi. Somn. Somn. somn, somn stres. Și uh, magazin de aplicații Google Play. Google Pay, Google Play, Spotify pe 4G-ul de pe ceas. Pe magazin de aplicații. Magazin de de orice aplicație se merge pe el. Și Spind poți să descarci aplicații ceas. direct pe ceas. Funcționează legat și la telefon, dar și separat. Da. Poți să-ți numărul de telefon pe el și mai multe chestii pe care merită să le vezi în acest video în care l-am făcut despre ceasul ăsta. Și care a fost, apropo, foarte bine primit de oameni. Semn că e încă o are interes pentru wearables. Adevărul e că am vorbit foarte mult la acest video, aproximativ, ai vorbit două ore și nu do dat două seama că 25 de minute de. în total și cumulat în 30 de minute devine mult mai interesant. Da, deci da. Dacă, dacă ar fi fost ca informație. să facem ca pe vremuri când dădeam de, de rec și stop la final și publicam așa, Era ar mai a a fi avut un clip de două ore. De Era mai lung ca orice podcast de anul ăsta. Exact, dar avem un podcast mai lung. Și mai interesant. Și mai interesant. Săptămâna asta avem un, uh, îl dăm pe George? yes. George este invitatul meu de săptămâna asta. George, nu George. Este primul George care a, a fost la interviu aici, la Cavaleria, apropo, nu? Primul George. Nu, a mai fost și George Sirețeanu. Primul George care a venit aici la Cavaleria la interviu acum șapte, opt ani. Ah, da, 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 da. The OG George. The OG George. Da, adevărul că unul din primele podcasturi, practic, pe vremea noi le ziceam, interviuri, este cu George thumbnail ăla reprezintă apropo jumătate din fotografiile cu el de pe internet, în exact. De România. Exact. Omul este suficient de discret încât dă rar interviuri și unul dintre cei mai deștepți români în viață, unul dintre cei mai de succes români în Silicon Valley vreodată, vreodată în istorie, revine pentru un interviu în care să vedem dacă a mințit sau dacă nu ne-a mințit și nu s-a ferit de controverse. Țineți-vă bine că interviul ăsta de duminică seară o să vă facă cum? O să, hmm? de, de câte vreau hmm. să faci, cum? Azi, chiar a zis chestia asta? Stai puțin, mai zi o dată, dă de înapoi, derulează. Deci s-ar putea ca unele faze să fie nevoie să delur, le derulați. Membrii noștri, ca de obicei, vă spuneam, le văd în avans și le mulțumim pentru susținere, ei deja la momentul ăsta, cred că l-au și văzut și unii dintre ei au și comentat și le mulțumim pentru chestia asta. Mergem Bun, mai departe? Mergem hai mai departe. Google, de fapt, mai bine vedeți voi materialul cu Google, cu Street View, cu Street Car, cu mașina de la Google Maps în domeniu, ca să recunoască cât mai multă lume. Uh, Update-ul ăsta e foarte interesant, în care să vezi istoricul uh, imaginilor de pe Google Maps, chiar și de pe telefon. Până acum se putea face de pe un laptop sau de pe un desktop, acum poți să o faci de pe telefon, poți să vezi cum arăta credina ta fotografiată de Google Maps în 2012, pentru că atunci s-a terminat uh, cartografierea României, cel puțin a României urbane. Uh, și cam asta este update-ul. Îți recomand să-ți faci update la aplicație pentru că devine din ce ce mai interesant să folosești Google Maps pe telefon și apropo astăzi am folosit Google Maps pentru a ajunge la, uh, uh, la poligon acolo și la întoarcere și uh, uitându-mă la el merge la fel de bine ca și Waze. Ba chiar m-a băgat pe uh, șoseaua de centură în timp ce Waze-ul mă trimitea înainte în cea mai mare aglomerație posibilă. Exact. Merge să vedeți clipul în care v-am arătat mașina de Google Street View în exclusivitate pe YouTube uh -huh. în România. Am, avut, am fost singurii care au avut acces pentru o jumătate de zi la mașina aia care patrulează prin toată țara și adună poze 360 și cartografiază inclusiv cu radare în, în complet 3D România lucru pentru care cred că trebuie să ne putem bucura. Da, apropo că mai mulți oameni acolo, cam care e distanța de la care se face fotografia până la când se face update-ul, e undeva la jumătate de an, dar am înțeles că s-ar putea să fie redusă la o lună. Da, pentru că se schimbă tehnologia, o să vină o cameră nouă. Mai multe despre mașina de la Google care face Street View, merită să vedeți în clipul de pe uh, canal, care, din nou, a și asta și -a, a mers foarte bine. A fost o săptămână bună, am avut câteva chestii interesante da, da, și reușim să intrăm în detalii pe chestiile care ne pasionează cu adevărat. Uh, uite, într-o singură zi, 50.000 de vizualizări cu uh -huh. mașina de la Google, foarte tare. Probabil ai văzut deja, măcar, măcar o dată ți-a apărut pe YouTube, dă click și vezi că merită. Și așa o să faci și pentru noi. Și lasă și un comentariu. Și dă și share la un prieten. Bun, mergem mai departe cu știrile puțin sumbre despre Google Pixel Notepad, căci ca așa s-ar numi telefonul de la Google Se lansează, lasă-mă să Nu, că fi ar fi fost amânat. Ai fi ghicit greșit. De fapt, tu știi deja că problemele cu cipurile sunt peste tot. Și se pare că a fost amânat, nu se știe până când. Și acel deci, cea mai valoroasă companie știu. de tehnologie nu face rost de cipuri pentru telefon. Asta înseamnă că nu e suficient de important pentru ei. Exact. Sau poate se vinde foarte bine și este foarte bine primit, Google Pixel 6. Mm? 6 Pro mm? îmi place foarte tare. 6 Pro, deși s-a putea să vină cu telefoane anul acesta, deși nu este obiceiul Google să lanseze un telefon în fiecare an, și mai degrabă un, o serie nouă și după anul următor vine cu niște update-uri, ceva așa mid-range. E ciudat anul ăsta din punct de vedere lansări și sunt curios cum o să descurce și ceilalți producători. Ideea este că acest Pixel Fold, Pixel Notepad, Pixel... Um, stai nu mai știu cum spunea în engleză, ceva de genul traducere pixel, pixel pliabil. Pixel pe, pe jumătate, știi? Da, dar cum poți să, poți să îndoi un pixel, nu știu? E un pixel și cum îl îndoi, Radu? Uh, cu grijă. Cu grijă, ok. <laughs> în staniol. Cu fuziune. Îl împăturești. Da, pe de altă parte o, o să avem un uh, Galaxy Z Fold 4. Abia și s-ar putea cel mai probabil să avem unul pentru că Samsung e producător de telefoane și știm bine că lansează și primăvara, și vara, și toamna, de fi, și iarna. De fiecare când e nevoie. Exact. da uh, iPhone 14 Pro. Stai puțin că ne trebuie ceva pentru thumbnail. Exact. Cu siguranță ai văzut pe thumbnail ceva în legătură cu iPhone 14 Pro și evident că ți-a atras atenția. Ei bine, iată cum credem noi că o să arate iPhone 14 Pro în cel mai recent posibil leak de pe internet. Încă o săptămână, încă o posibilă poză cu un iPhone care nu o să mai aibă noci, ci o să aibă două găuri. Două? Două găuri. Dar putea să pună una? Nu. De ce? Pentru că două găuri sunt mai multe decât una. Dar de ce vezi între pixeli a doi? Ce pixel mai rămâne între camere. Ca să fie diferit. Eu, eu sunt convins că toți concurenții o, o să bage și două găuri după aia. Există deja tehnologia, o avem pe Fold 3, în care poți să faci crane uh, transparente prin care să vadă senzorii aia, mai ales partea aia de infraroșu, de Face ID, care trebuie, evident, de aceea e gaura cea mai mare de acolo, din poză. Ne uităm la o poză care din spate arată ca iPhone 13 și din față, nociul, sunt, în loc de noci, sunt două găuri. Practic e o gaură mult mai mică pentru Face ID, lucru care se putea face de mult, da. uh, și o gaură pentru cameră, care de asemenea, camera nu e camera cameră rea, dar speră să nu mai facă blond, uh, și are nevoie să vadă prin ecran. O să, să rămâi nu... blond. Cum? O să rămâi blond. O să rămâi blond? Da, da. da chestie de soft. Da, cam asta este... Nu știu, da, fi. Da, da. Serios acum, ce are Apple cu bruneții? Eu, Eu cred știu. că e discriminare, să știi. Nu știu. De ce încearcă să facă pe cineva cu păr negru să-l facă blond? E singura chestie Hai. Black hair matters. Radu, black hair matters. Înțeles, înțeles, Respect the black hair. Cât îl mai am. Ah, mi a, mi-a făcut uh, cineva și apreciez foarte mult uh, la eveniment Acum a făcut niște poze și niște filmări și m-am gândit Au, să vezi cum o să cât de greu o să fie să le colorizez peste ea. Și? Nu, nu m-am uitat încă la ele. Te-ai făcut roșu când ți-ai auzit de ele. Da, m-am Te-ai emoționat. Dar e ok. Um, face poze bune. Și vouă vă place iPhone-ul și înțelegem perfect de ce. Da. Așa că mergem mai departe cu alte știri. Hai! Mai avem și un logo nou de la Instagram. George, te provoc să observ diferența. Poți să-l faci mare, control și plus. Okay. mare, mare, mare cât vrei. Ok. pune pe tot ecranul și zim care e diferența între logo-ul vechi și nou. Știu care este. Și care e nou și care e vechi, apropo. Uh, vechi este la din stânga și nou este la din dreapta că e mai inclusiv, are mai, culorile sunt într-un degradeu mai, El, mai roz. Că știu că te gândești că toată lumea când o ia de la stânga la dreapta. Că e mai roz. Ala din data e un pic mai prorozulie, mai prietenos, e mai, are, are, are alte tonuri. În, în... e mai puțin albastru sus, mai, albastru mai pe stânga, așa, e mai echilibrat. Vrei să spun ce au făcut? E simplu, au pus lampa diferit. Și au făcut lumină mai multă. Da, atât. Atât, așa a fost creat, chiar așa a fost creat. L au pus pe masă și au pus niște lămpi și l-au eliminat într-un fel și au zis, ok, facem prin screen la asta și gata, mergem mai departe. Da, bănuiesc că a fost... Uh, deci logo nou la Instagram de care nu aveam nevoie? Da, și a durat câteva luni de zile, apropo, ca să-l fac. Da, da, tu știi cât a costat, spre exemplu, procesul de rebranduire? La un moment dat mă pasionat chestia asta cu branding-ul, cu logorile. Uh, a costat uh, să se schimbe logo-ul la căile ferate germane, la Deutsche Bank, că și acolo se dau șpăgi. Uh, se, se, estimase că se apropiase la un moment dat de 10 milioane de euro. Pe păi și au schimbat. Mai nimic. Păi, ai zi, că, uh, zic că... I-au și colțurile. A, am văzut ăsta o locomotivă zilele trecută de la 12 bani și se vedea că e la Deutsche bani de acum 30 de ani. Și nu am văzut nicio diferență între exact. nou și vechi. Da. Deci, deci uh, uh, da. Logurile sunt o, me o metodă foarte bună de a schimba niște bani într-un buzunar în altul. Însă, tot respectul pentru cei care fac muncă de design și care chiar introduc inovație și noutate și da, știu, pentru user experience, adică dacă vrei un utilizator fericit, nu o să faci schimbări dramatice de la o ediție la alta. Cum a fost, de exemplu, Tesla de mai enervat cu toată interfața din mașină, încă mi-e dor de aia dinainte te cred, am văzut și eu. Nu. Nu, asta nu nu. nu. Habar n-am ce vor să fac acolo. Dar sigur, nu o să-ți placă fontul de la Instagram. Și nu numai de la Instagram, se poate să-l folosească și în postări și ca și text și este... Dar ce-i cu râul ăla? Ce-am greșit acolo? Se numește Instagram Sans și ale... Se nu... urmează o linie de design numit Squircle. Squir... Squir -chicle. Squir -chicle. Squircle. 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 Squircal. E Cred că e squircical. Nu e squircal. Nu e circumcis, este squircal. Ar trebui să fie. The round de square of its logo. Foarte drăguț, nu? Hai să vezi reacțiile oamenilor de pe net. Uh, băiatul ăsta l-a făcut, Rose Pilky. Okay. Uh, fata, pardon. Este o fată care lucra la logo. Și logo nu a nimic. A Instagram new font who's working UI UX over there. Why does Instagram insist on giving us the ugliest fonts to exist? What? I is that new font. Ah, what is? Yeah, they play. You're gonna love this. Ia să vedem. Instagram, introduce Instagram sans. Ok, dar de ce postat postată chestia asta pe Twitter? Nu contează. Sans Condest, ok. Ce doare capul? te doare capul. Îți doare fabulos că în atâta vreme de S-a plictisit si planeta, Radu. S-a plictisit planeta, Asta este singura inovație de la Instagram în atâta vreme de... In... Acum, fără să fiu răutăcioși și înțeleg că au copiat foarte multe funcții de la foarte multe platforme, asta e singura inovație din 2022? Sau pur și simplu nu mai vorbea lumea despre Instagram? Păi și nu am mai făcut nimic persoan. Snapchat ca să poată fi copiat, iar TikTok-ul deja e de neoprit. Hmm. Da. Bine. Uh, nothing Phone One. Nimeni nu s-a aștepta ca Nothing să se, să se apuce de, telefoane după ce no. a plecat de acolo uh, Pete Lau, nu? Uh, Carl Pei, pardon. Carl Pei a fost cofondatorul OnePlus. Cofondatorul OnePlus a plecat, s-a apucat și a făcut o pereche de căști și după aceea, ce se vede, și face și telefon. Cu Android, wow. Nimeni nu s-a aștepta. Și nu seamănă deloc cu OnePlus. No. E un Android tipic care va rula Android curat, nu? da, va, va arula o versiune destul de simplă de AOSP uh, și bineînțeles o să avem uh, procesor cel mai puternic, Snapdragon 8 Gen nu avem uh, încărcare wireless. Uh, pe de altă parte, va fi un pic concurent cu telefoanele care ne plac nouă de gaming, pentru că se, se estimează că va costa în jur de 500 de lire în Europa. 500 de lire, 500 de euro, adică o să fie în zona de jos a telefoanelor dotate foarte bine, cu un procesor foarte bun, cu un display mai mult decât decent și cu un preț foarte bun. Aici o să facă competi competiție celor de la Motorola okay. și nu cred că așa de mult celor de la OnePlus, pentru că s-ar să fie sub prețul unui OnePlus. Dar uite, oare când se vor trezi cei de la Samsung, spre exemplu, să ne dea un telefon cu spatele transparent? Pentru că cea mai interesantă chestie în toată știrea asta, mi se pare, uh, Nothing Phone One o să aibă spatele transparent. Um, așa se crede. Dar nu e așa spun sigur. că o să fie nu știm sigur dacă o să ajungă la un spate transparent. Adevărul e că e complicat, trebuie să renunți la sticlă pentru chestia asta, pentru că ai nevoie de un policarbonat foarte dur, ca da. să menții un spate transparent. Sau, nu știu, poate fac o șmecherie cu rășină. O să vedem. sticla peste. O să vedem. O așează acolo. Ar fi drăguț să-l vedem cât mai repede, ci că pe 21 iulie este data lansării și sunt curios în câte din piețe va fi lansat în prima fază. Um, eu zic să punem mâna pe el, ce zici? Să punem mână de la mână, să facem mai multe mâini. Exact. Așadar, dacă vreți și voi review cu Nothing Phone One, lăsați-ne un, un comentariu mai jos. Uh -huh. Trebuie doar să vă spun, însă, că compania asta are o strategie de comunicare foarte stupidă. La un moment dat am fost căutat de cineva să ne spună că ne va împrumuta căștile. Da. Căștile pe care putem și noi să ne le cumpărăm dacă chiar vrem să facem review-ul. Și faza care este? Că azi că ne le împrumută, la luni de zile după ce s-au văzut în străinătate. Nu, nu vrem să ne împrumuți niște căști care sunt deja lansate în altă parte. Împrumut anile în ziua lansării sau înainte. dacă exact. se poate. Acceptăm orice fel de tip de împrumut înainte de ziua lansării. Apropo uh, de căști. Așa. Vorbim de uh, căștile noi de la Apple. Da, trebuie. Care vor fi mai bune. Ok. Și, bineînțeles, mai scumpe. Pe păi cineva trebuie să le facă și pe. 300 asta. de dolari este estimarea de preț pentru ele. Pentru o preche de AirPods Pro. Mă, dar mă lași odată cu... Păi da, dar cu... e Forbes. Ești pe Forbes, Radu. Aoleu. Ești pe Forbes. Așadar, așa arată în primele imagini, să zicem așa. Astea sunt AirPods Pro-urile. AirPods 2-urile vor arăta și că diferit. Cât de diferit, nu știu, pentru că, cum ziceai și tu, e greu. Dacă ceva funcționează, nu te-a pus să schimbi. Mai ales la linia de design. Da. Se putea să stea mai bine în urechi, poate, decât varianta da. actuală. Uh, să putea să fie mai bună pe noi, cancelling, nu sunt sigur că vor renunța la AAC uh, și la SBC, care e um, um, protocolul, protocolul de, de, transfer de transfer pe da, Bluetooth de, care este inferior din punct de vedere al lățimei de bandă și al calității sunetului, adică va fi va vor fi niște căști bune care se vor conecta rapid, dar calitatea audio ar trebui să fie îmbunătățită cu protocoale noi, gen APTX, LDAC și altele, care nu sunt prezente în continuare pe Apple. Și sunt tare curioasă că cutiuța aia se va încărca pentru prima dată cu USB-C? Uh, nu știm. Încă nu știm. Și nu cred că vom ști. Ei este, este, Dacă se vor lansa în toamnă, ceea ce se presupune că se vor lansa în toamnă, ar putea să mai aibă încă. Lightning, da? că abia de anul viitor vor fi obligați să exact, treacă pe o să Chestia este ce mi se pare interesant la utilizatorii de căști, de airpods, de. Um, de de fapt, toți utilizatorii de căști nu cred că vor observa o diferență atât de mare în calitate cum cerem noi, și dacă o vor observa, va fi din cauza că căștile vor avea într-adevăr o calitate de redare și își vor da seama că de slab se aude, ori aplicația de pe care ascultă muzică, ori apelul pe care îl folosesc în momentul de față. E și un. e, e o șmecherie aici și ca producător nu poți să treci atât de rapid la o calitate mai mare pentru că încep să-i deranjez pe oameni, își dau seama de anumite lucruri. Cum am făcut și noi, de exemplu, prima dată când ne-am pus căștile pe urechi, ne-am dat seama că, băi, stai un pic, că sunt multe sunete aici pe care nu le auzeam. Exact. Și sunt puține lucruri pe care le mai poate îmbunătăți deja la un design foarte bun. Uh, AirPods Pro sunt preferatele utilizatorilor de iPhone pe un, pentru un motiv uh, foarte evident, însă trebuie să spunem că din punct de vedere noise cancelling uh, sunt un pic rămase în urmă uh, în ultimii doi ani de când... Uh, sunt uh, mai jos un pic decât Jabra la capitolul ăsta. I'm da. Sorry to say that. Și Jabra e un producător care nu mizează pe premium. Evident. Așadar, dacă te bate Jabra pe produse non-premium, imaginați-vă ce a făcut Sennheiser și cu Sony pe segmentul ăsta, unde deja ultimele două generații erau superioare uh, AirPods Pro. Eu, ca să fac haz de Lorena la un zbor mai lung, uh, vorbeam cu ea și căștile aveam 1000 w... uh, F... uh, X, X Mark 4 și când vorbeam ele se întrerupeau puțin ca să pot vorbi cu ea și apoi pornea din nou muzica și să-și dea căștile jos. <laughs> Și l-am dat să enerva că și a seama că fac haz de ea, știi, că ea să scoate căștile care AirPods Pro. Asta e una din chestiile alea deranjante, agasante, de care, peste care poți să treci ușor. Însă, dacă le asculti și le-am ascultat noi schenceling-ul în avion sau în spații cu gălăgie, este limitat. Da. Pentru că ele încearcă da. să fie bune în fiecare zi, nu doar atunci când ai nevoie de noi schenceling, trebuie să o spunem și pe asta. Dar contează foarte mult, mai ales pentru utilizatorii de telefoane Apple, că atunci când ai schis cutiuța s-au conectat instant, s-au deconectat de la Așa este. telefon, sau au conectat la tabletă, de la laptop, și mulți dintre utilizatorii de căști Apple nu știu că și căștile de Android fac chestia asta. De da. foarte mulți ani. E, Ei da. nu știu că și căștile de Android se pot încărca wireless. Pentru că dacă au folosit un singur produs, e normal. Nu s-au mai uitat în altă parte pentru că au fost mulțumiți cu da, calitatea lor. Păi, în, acolo, în, în ecosistem, este ok și, din nou, nu judec chestia asta, fiecare cu gusturile lui, dar trebuie să știm că se poate mai bine și, dacă vor să îmbunătățească lucrurile astea, cei de la Apple trebuie să introducă această pauză când se vorbește, da. recunoașterea mai bună a zgomotelor și anularea lor, o izolare mai bună acustică overall și niște drivere îmbunătățite pentru că cele existente au fost bătute din nou ca dimensiuni și de alți producători, lucru care se traduce printr-un bass mai profund, o calitate mai bună sunetului. Spre exemplu, um, noile Sennheiser True Wireless 3 cu care, pe care le-am ascultat zilele astea se aud foarte bine pe muzică, nu sunt foarte confortabile în ureche. Sunt măricele. S -măricele s -mă. iar pe noi scanceling le bate totuși în conare Sony. În conare nu le poți avea pe toate trei într-una și sunt convins că nici Apple nu va reuși lucrul ăsta, dar nu ne-ar deranja să încerce un pic mai mult. Yes. Hai să mergem mai departe cu o știre scurtă despre Moto Razr, telefonul pliabil, singurul telefon pliabil de la Moto din ultimii doi ani, că aici nu pot să zici că este primul lor telefon, pentru că primul lor a fost acum vreo 15 și era foarte cool și l-aveam cu toții. Uh, și se pare că l-au îmbunătățit. Uh, Moto Razr-ul anterior a fost lansat un pic mai târziu decât uh, celelalte modele, a fost sensibil mai slab din punct de vedere performanță, dar acum se pare că vă avea un concurent serios cu pentru uh, Flip, pentru că Samsung vine apropo vinde apropo foarte bine flipurile. Da, uh, pe bună dreptate pentru că sunt telefoane foarte bune înainte de a fi pliabile. Se, și și Motorola cred că a pus mâna în curând în, între timp pe Snapdragon 8 Gen 1, uh, cel mai bun procesor de la Qualcomm, a boostat un pic și camerele de pe față. Display-ul de pe față este mult mai, mai mare și mai complex ca să-l poți folosi eventual și cu o singură mână atunci când l -ai închis. Deci, sper că vom avea un telefon pliabil, mai bun, un concurent serios pentru Z Flip, pentru că în momentul de față a ajuns la generația 4, -a, va ajunge în curând la generația 4 -a și deja e, e cam greu de bătut. Cum ar fi să poți folosi în VR uh, cu controlele tale, să poți folosi cam orice armă din jocuri. Adică să o poți folosi cu adevărat, nu doar să ții o chestie 2D în mână și să apeși un buton să, să poți și, o... și cum ar trebui să putem face asta? Păi, până la urmă, tot software-ul e de vină, care um, e momentan disponibil pentru, yes, pentru Gun Club VR, pentru Resident Evil 4 VR, apropo, Resident Evil 4, dacă încerci în VR, am auzit că e foarte mișto. Okay. Uh, e, e o experiență cu totul, cu totul diferită. Half-Life Alex. Alixie este deja preferatul tuturor dezvoltatorilor da? de jocuri în VR. Ideea este că ar, ar trebui să îmbunătățească foarte mult experiența de șutere Și compania asta, Pe asta se bazează. Să ex de seama că poți să te joci în VR și să faci febră musculară în cele din urmă? Păi da, pentru, pentru, pentru chestia asta trebuie acest. Cred că Virtux este. Virtux, da. În care poți să te miști. Mi se pare foarte fascinant cum se mișcă chestiile alea de jos ca să poți să alergi și poți să te miști. Ești în primul rând agățat de brațul respectiv, ca nu cumva să te dai cu capul de pereți, cum ai văzut. Da, se întâmplă prea ușor. Bun, asta e, asta e pe partea de gaming, aici să nu mai aducem știri cu um, păianjeni și cu amețeală și cu nebunii de genul ăsta. Mi se pare foarte interesantă chestia asta, dar pe partea asta de ochelari de realitate virtuală sunt destul de greu de găsit, nu știu ai observat. Nu prea găsești. Dacă puneți mâna pe o pereche bună de HP 2 vă încurajez mm -hmm. în o sunt ochelari foarte buni. Abia aștept să vină TCL-ul în piață cu modelul pe care vi l-am arătat acum două ediții, mi se pare da. la Curiosity foarte interesant. Ne ducem un spațiu puțin, să uh. ce mai face Percy. Uh, nu vorbim de NVIDIA? Uh, nu mai vorbim de Nvidia. Ni, da, încă, încă, e, încă un încă numai, un CPC, Nu, eu? nu, nu, nu? Ok. Am vine. crezut, că, am crezut că nu o să-l vezi și nu o să vorbim deloc despre Nvidia în acest curiosity, dar vorbim despre Nvidia curiosity viitor, probabil. Ok. Pentru că am vorbit despre Nvidia curiosity trecut. Gata, am, am plasat acurile? Da, curiosity, okay. curiosity, curiosity, curiosity. Să se dea câte un pic de curiozitate, să ajungă la toată lumea și atunci să merge repede în spațiu la Persi. Hei, Persi! Persii că este pe cale să afle cum se mișcă vântul pe acolo, pe Marte. Deși nu există atmosferă, e mult praf care se adună. Există un pic de atmosferă, dar sunt acei dirt devils, acele vârtejuri da. care se fac de da, praf. Da. Persii încearcă să afle cum se creează vânturile astea și aceste vârtejuri pe o planetă, vă spuneam, cu o atmosferă rarefiată, care este o umbră, un mărunțiș din ce a mai rămas, din ce a fost odată, când se pare că această planetă avea și apă, avea eventual și viață avea și atmosferă completă. Gândiți-vă dacă Marte a avut chestiile astea și noi le avem, oare ce li s-a întâmplat lor? Asta este întrebarea pe care ne punem de fiecare dată când ne uităm încă o dată la Curiosity, la Perseverance și la toată tehnologia și toată cercetarea aerospațială care vine de acolo, care încearcă să ne ajute să obținem fix aceste răspunsuri. Stă și se uită cum bate vântul. E corect spus? E corect. Și încearcă să analizeze, să-și dea seama cum se formează acești Dirt Devils care pot ridica praful de pe Marte la distanțe destul de mari, la înălțimi destul de mari și pot uh, funcționa, ca zic așa, pe o suprafață de sute de metri. 270 de, de metri a fost ultima dată când a fost urmărit, trebuie să vedem de aici de mai jos, cam care este raza uh, acțiunii acelui Dirt Devil. E un fenomen care e greu de explicat amândouă în vedere că nu există atmosferă. Și atmosfera nu ridică praf, nu coboară praf și destul de liniște pe acolo. Da, dar cu toate astea, chiar și când nu este vara acolo, în emisfera sudică, care este sezonul, să zicem, mai prăfos așa, aceste vârtejuri funcționează și în afara acestui sezon de vară și cumva praful acela se ridică și o să încercăm să aflăm de ce, de ce se întâmplă. Apropo, uh, consistența asta roșiatică, lumina roșiatică în atmosferă, este totată tot de praful care este în atmosferă, care conține destul de mult uh, oxid de fier, rugină. Da, fier. Fer. de fapt, fierul ăla pe care îl vedem roșiatic, în, mai ales în orașele foarte populate, e de la discurile de frână. Nu? Nu știu. Praful de acolo, cel mai mult praf dintr-un oraș este de la discurile de frână ale mașinilor. Nu știam asta. Și o să-l observi în orașele când, când e, de exemplu, o destul de uh, redusă, în orașele în care există poduri, um, știi, în Statele Unite, de exemplu, unde sunt uh, highway-urile foarte mari și unde se fac ieșirile de pe highway și se, sunt chestiile rotunde ca să întoarcă mașinile acolo, se află ce în ce, ce, în ce mai mult praf. Okay. Din la care strălucește, de care spune cu foarte mult okay. fier. Bine, dar la noi, în România, când este praf roșu, să știi, pe mașini, nu e de la, neapărat de la frâne, s-ar putea să vină uh, nisip din Sahara. Mm. Da, da, da. Uh, și, apropo, nisipul saharian Nisipul saharian este foarte important pentru, pentru, că, pentru Europa, pentru că se pare că nisipul saharian este responsabil pentru fertilizarea câmpilor a Europei timp de multe zeci de mii de ani. Am auzit, am auzit chestia asta. Interesant. Minerale, da? Minerale. Multe minerale din... Uh, Îngrășământ natural for free. Mai, mai avem o știre interesantă din spațiu. Uh, mai știi ceva de Voyager 1? hm Voyager 1 a fost prima primul spacecraft lansat în spațiu în 1977. Da. Și că știu trimite... că a ajuns dincolo de spațiul nostru solar. Da, și că trimite niște semnale ciudate. Cum așa? Nu știu. Au început să le detecteze um, um, oamenii de la NASA și e la o distanță de 14,5 miliarde de mile de Pământ. Așa. din 2012 n-am auzit, 2012 nu prea am auzit mai nimic de ea pentru că sunt anumite fenomene care se desfășoară în galaxie care au împiedicat orice fel de, de, transfer de date. Ok. Și deci că nava spațială e gândită să-și țină antena între, între, toată către pământ tot timpul, indiferent unde ar fi ea. Nu știu cum face lucrul ăsta. Cum okay. se ghidează exact în spațiu de una singură. E prin triangulare față de alte obiecte cosmice, e ușor. Da, și un semnal de pe pământ a, ajunge în aproximativ o zi, 20, da, 20 de ore și 33 de minute. Și se întâmplă ceva. Trimite niște semnale pe care încă nu, nu am reușit să le interpretăm. Ok. E un semnal foarte, you it's very faint and monot. E foarte slab și monoton pentru că este într o uh, lățime de bandă destul de îngustă. Ok. Bine, pe distanțe foarte lungi trebuie să... Transmiterea de date este evident foarte dificilă și probabil că ne trimite ceva de genul, nu știu, biți. Am gândit să fac o glumă, poate și-a conectat cineva, un extraterestru, un, un jack la el și acum încearcă să vorbească, că fost și pus de amplificator sau de radio. Ar putea să încerce măcar, nu știu, morse. Dar până una alta, asta trebuie să reținem, asta este lucru cel mai valoros, că pe 5 septembrie 1977 umanitatea a trimis acest obiect în spațiu, care încă se duce dincolo de, de sistemul nostru solar și este obiectul făcut de noi, care ajunge la cea mai mare distanță de noi. Acești 14,5 miliarde, de, aceste 14 miliarde de mile, care înseamnă undeva spre 20 de miliarde de kilometri? Am așa mult. Da. Și deja, uite, fii atent, o chestie foarte interesantă, o știre mai veche de acum vreun an, Voyager este deja atât de departe încât poate auzi zumzetul spațiului interstelar. Sunetul Universului îl poate auzi. N-aș vrea să fiu înlocui. <laughs> Iar la 50 de ani să ajungă acolo. Mm -hmm. E cam greu să întorci. Da, nu și-a propus nimeni. Cât a, văzut, cât a văzut ea. Mai vorbim despre teleportare? Da, da, da. Hai să ne teleportăm. Unde mergem? În fizică cuantică, pentru că deocamdată doar acolo că ar fi posibilă teleportarea. Păi, dacă se poate în teorie, se va putea și în practică, Radu. Mm -hmm. Ne-a spus asta invitatul de la GTLCC acum mai mult timp. Mm -hmm. Mm -hmm. Așadar, teleportarea în Quantum Teleportation, da? Uh, ne arată cum se poate întâmpla deja chestia asta într-un mediu fizic, chiar dacă este implicată uh, foarte puține informații, să zicem așa. Extrem de puține informații. Cam la... cât de puțină? Uh, din ce am citit, la, cu mult sub un kilobit. Dar nu este suficient ca să uh, poată fi observat uh, fenomenul ăsta. Deci, oamenii de, de fizicienii, așadar, olandezi, că nu sunt oameni de cercetă, nu sunt cercetători britanici ăștia, ăștia sunt fizicieni uh -huh. olandezi, au arătat, așadar, pentru prima dată, cum informație cuantică poate fi teleportată între noduri care nu sunt legate fizic între ele. Pff. Băi, nene! Deci, dacă ăsta este creierul. viitorul teleportării, suntem bine. Deci, ăsta este un fel de telepatie digitală. Nu, teleportare. Teleportare de informație. De informație. Păi asta e telepatia. Păi, na, de, unde asta e o mamă, de, unde știu o mamă, unde o mamă copilul ei suferă undeva? Asta e un internet wireless, dacă e să-l așa. Uh -huh. Nu? Nu sunt conectate între ele. Nu știu, câți dintre cei care ne urmăresc cred că există încă un palier prin care oamenii comunică sau legături între ei, în afară de vorbire, telefoane mobile, hârtie, chestii genul ăsta. Dar mai există o... și telepatie? Avem o companie numită Metavers. Nu mă, Avem -am... filme, o grămadă din Încerc în ce să mai mă duc multe... în metafizic, nu în metavers. Metafizicul e deja... Uite-te la Supernatural, e mișto. Ok. de, de metafizic. Dar avem foarte multe seriale care uh, aduc uh, ideea asta în, uh, în discuție de planul metafizic, de multivers. Uh -huh. Mergem și un pic către SF, că-s mișto SF-urile. Ok. Deci, care-i treaba cu teleportarea asta cuantică? Dar ce-am reușit eu să procesez cu neuronul la chinui de acolo? să se dă un pic de cafea ca să se mai trezească. Primul pas în teleportarea cuantică de informație de la un expeditor către un receptor este pentru a este primul pas care trebuie realizat este entanglementul. Entanglementul între uh, cu cubiții celor două. Adică să-i faci cumva aware unul de celălalt, să faci cu, să, să e, să e foarte greu de explicat. Exact. Dar e bine că încerci. Uh, nu, nu, nu. Poate o, e unul o, mai deștept o, o să las o, pe altcineva, da. Poate ne ajute cineva la comentarii să ne explice ce este entanglement-ul. Eu nu reușesc să explic chestia asta. Așa că acești Qubits care sunt puși în entanglement creează o stare, un state numit Bell și BSM, Bell State Measurement, și pe sender, pe, de, de la expeditor, pe nodul lui, sunt trimiți biti, informație care apare în formă încriptată pe Bă nodul receptorului. Și le-au numit într-un nume foarte interesant Charlie, Alice și Bob și au realizat că fidelitatea informației recepționată e undeva de 70%, ceea ce e mai mult de 2 pe 3, care e și o valoare foarte interesantă în fizică, demonstrând că teleportarea a fost cu succes. Următorul uh, episod din Mission Impossible va fi cu teleportare de informații cu cubiți. Spune-mi. No spune Cineva o să folosească înainte de Mission Impossible. Până la industria filmului trebuie să ajungă să fie folosită destul de mult în alte domenii. Ok. Mai ales cel militar. Cineva o să pună mâna pe chestia asta și o să apară dintr-un loc în altul. Dacă știți pe cineva în afară de Cristi Presură care să ne explice chestiile astea în limba română, să-l aducem la un interviu mai lung, eu l-aș mânca pe pâine. Da, vreau să des. înțeleg cum e cu teleportarea asta de informații, cu entanglement-ul, cu și toate lucrurile astea care încep să devină subiecte de care vorbim din ce în ce mai des, mai ales că săptămâna asta și cei de la Google au anunțat că AI-ul lor este gata, gata să depășească toate testele alea de, știi, de pe persoană, cumva, astea. Nu, 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 vreau să mă gândesc pentru da. că am citit știrea. Da. Da, e, au, au bătut de foarte multe ori testul ăla care demonstrează că ar trebui să demonstreze că un robot este un robot și că un om este un om. Și acum sunt la nivelul la care e, e greu de, 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 de deosebit de către un om. Și intenționat nu am folosit uh, denumirea de Turing test, pentru că Turing testul a fost deja bătut cu ușurință da. de mai multe AI-uri. Da, da, fac greșeli de multe ori AI-urile. Da. Pentru că încă se bazează mult pe algoritmi da. și nu pe gândire. Avem imagini reale cu Apple Car, nu, Radu? Nu. A, nu. nu, nu. Dar și cu poza asta atunci? La ce mă uit? Că am senzația că văd mouse-ul. Exact. Magic Mouse. -ul. Exact. Ăsta da. este designul pe care, care stă în mintea tuturor și problema este că dacă este e designul mașinii, oare portul de încărcare de sub. <gânt> Era acolo. I'm sorry. Da. era acolo. S-ar putea să avem, până la urmă, o mașină de la Apple, probabil în următorii 4-5 ani, nu se grăbește nimeni să-l facă, apare o grămadă de patente între timp și s-ar să ne aibă ferestre, cel puțin așa spun unii. Eu nu cred în chestia asta pentru că e greu să convingi un polițist că tu ai folia de fapt pusă din fabrică, da, păi că nu ai ferestre și că nu vezi în, în afară afara mașinii și ok, nu poți să vadă alții. O să fie nasol pentru ea care merg în spatele tău, că nu au cum să vadă prin mașină, să scherbe traficul mai bine. O să fie trist noaptea. Dar știi ce mi se pare mie un pic interesant? La Apple, mm. pentru că ei depun foarte multe patente pentru această mașină, și unul dintre patentele depuse la United States Patent and Trademark Office este pentru un sistem de entertainment la bord cu realitate virtuală care folosește mișcarea mașinii pentru a imersa și mai mult pasagerii în experiențele lor de VR. Sună cunoscut? Știi ce mi se pare interesant că pe toate patentele care sunt la, la oficiul ăsta de patente, unde pune toată patente, sunt extrem de ușor de realizat. Face o diagramă, propui o chestie, poate un pic diferită față de altcineva și cat ai făcut patentul. Dar nu înseamnă că trebuie să-l și produci. Da, dar tehnologia asta există deja. Se numește Holoride și da. se, a fost testată deja cu succes și o să fie disponibilă anul ăsta pe mașină Audi. Bă, stil. Apple nu trebuie să o producă. Apple pe nu va să... produce nimic din ce se întâmplă acolo, nu va inventa nimic de la zero, așteaptă ca doar tehnologia să maturizeze și o să facă, o să încerce cel puțin să facă cu Tesla ce a făcut cu Samsung. Mm. Eu sunt pregătit să pariez pe chestia asta. Sau mm. va cumpăra cu totul brandul Audi. Asta este o posibilitate, într-adevăr. Asta este o posibilitate. Da, din nou, nu mă bazez pe niciun fel de informație, a, nu mă citați. Căștile alea de care ziceam nu mai sunt făcute în China, nu sunt făcute nici în India, sunt făcute în Vietnam. Da. Noile căști de la Apple au fi făcute în, Vietnam. N-au scăpat de producția de telefoane din China, nici nu cred că vor să facă chestia asta, dar în India și sunt discuții geopolitice interesante și au zis, când către Vietnam, că acolo oamenii sunt foarte neutri. Da, și Vietnamul este foarte pro-american. Exact. Nu, doar, nu, doar, nu sunt doar neutri. dar mai este o discuție întreagă despre uh, forța de muncă din China, care este specializată, sunt din ce în ce mai nișați pe producție. Și dacă vreți să înțelegeți mai mult despre cultura chineză, cel mai recent EGDLCC cu Zecharie Jiang uh, pe care l-am făcut, cred eu că s-ar putea să vă ajute să vedeți un pic uh, mai adânc în cultura chineză actuală. Nu povești de la televizor uh, sau... Uh, știri de pe nu știu ce site-uri. Nu. puțin puține chestii din China. Aia una dintre cele care mă interesează. Mașini rapid, vă mai spunem despre m 3 din 2023, că va veni în tecno violet și foarte multe vopseluri și o să fie tot pe benzină, dacă vă aștept informație. Nu? mă interesează? Nu. Ok. Sau dacă ești sârb și lucrezi la fabrica Stellantis, trebuie să te duci 2 ani să înveți cum să fac mașini electrice sau să îți pierzi munca? Asta mi se pare că este faină. Serios? Să te oblige munca să pleci 2 ani din țară ca să înveți să faci mașini electrice? De ce nu poți să aduci trainingul la fabrică? Asta era e plecat, nu ai și... Nu, ori înveți să faci mașini electrice, ori pleci din firmă. Și apropo, Renault vrea să devină o mașină, un producător doar de mașini electrice. Lucru pentru care îi aplaudăm. Ok. Da, da cineva trebuie să o facă și asta și m-aș bucura să fie mai ales ei. Asta ei înseamnă că nu mai fac deloc motoare termice sau le fac în continuare pentru mea de deci pentru toată lumea? Și ei cu subbrandul lor fac motoare. Nu, nu, nu. Condoare, uh, Renault este aici și va face în continuare treabă foarte bună okay. și pe motoare termice. Va mai dura, evident, tranziția asta. Și pentru cei care sunt pasionați de seria R de la Volkswagen uh, pe golfuri, pe Golf Air Golf uh, va sărbători 20 de ani uh, de când există primul Golf R. o oh, ce vremuri cu, cu R32, v, VR6, nu prea știi tu Latin, cu astea, nu, nu 329 astea. de cai o să aibă Clio era mai misto. Uh, uh, acest VR6. Deci un Golf cu motor VR6 R32 de 329 Clio, Clio, de cai, Clio. bombă. Clio era mai cool. Clio, da? Da. poate pentru tine. Întotdeauna Golf R, for the win, sunt fan al acestei mașini, cu o singură excepție atunci când e dă tare pe calea Victorii Noaptea. Atât. Și pe general Alexandru Șerbănescu și pe celelalte da. străzi. Dar, dar, dar mare atenție, Golf R-ul, de 20 de ani, nu vine cu uh, motor uh, decât de 2 litri. Da inline 4. Pe păi ca să cumpărăm cu mai multă lume, că nu poți să-ți iei trei păi da. litri acum. Da. Da. Bun. Altă dată era 3,2 benzină de 6. Greșesc? Da, nu, nu, nu greșești. 3,2 era. Bine. Erau căutate, erau mari, nu avea nimeni. Doar uh -huh. ăsta nemții aveau, nemții, germanii, și nu vreau să renunțe la ele, ca să vezi. Fii atent că există inclusiv un feature pe care poți să-l comanzi pe Golf Air, care îți permite că atunci când îi dai emotion start, când pornești, îi dai prima cheie, Așa, să tureze automat la 2500 de ture, doar ca să facă mai mult zgomot. Bravo, vecină! <laughs> Felicități la mașină! Trebuie să știe toată lumea. Da. Asta Bine. De la americani, știi? V-am zis despre mașinuțe, da? Că ne, ne plac, nu putem fără ele, nici ele fără noi, evident. Însă, recomandarea mea, ca de obicei, rămâne aceeași, plătiți-vă datorile înainte să vă luați mașină și încercați să nu vă luați mașină. Dacă nu vă permiteți mașină, ar trebui să uh, profitați de uh, transportul public uh, și soluțiile de transport alternativ, acolo unde se poate. Spuse bucnici care se pregătește să urce o mașină și să plece în suburbii. Dar, da îmi pare rău că am zis Braila mă referam la Baia Mare de la trecută pentru cei care mi-au comentat foarte agresiv că da, drumul este, da, Baia Mare, nu Braila Baia, Baia Mare, mare nu 11 eu. ore, da, ok ai un avion de prins? Am un avion de prins și cu asta mă opresc aici. Vă salut pe toți. Mă bucur foarte tare că ne-am petrecut sâmbătă dimineața împreună. Încă o dată vă încurajez să vă uitați pe la sponsorii noștri, la gb.ro și aruncați o privire și pe cucoin.com și dacă vă interesează ceva legat de cripto, vreți să tranzacționați, să cumpărați sau ceva, folosiți linkul din descriere ca să vă deschideți un cont de demo, chiar dacă nu o să-l folosiți imediat. Nu vă strică să vedeți cum e pe acolo, s-ar putea să vă placă, nu de alta, dar um, e un pic de, de tensiune pe partea de cripto. Da. Vă spun doar două chestii foarte scurte. De, după scandalul cu Luna, Terra Luna, se pare că mai există un colimator pentru niște probleme pe uh, lanț uh, Celsius, care este iarăși dacă pică Celsius, o să fie foarte nasol. Uh, am văzut o cercetare cu niște foarte multe portofele care distribuie a iurea niște 5-IF câte fiecare și se strâng deja niște zeci sute de milioane de dolari în IF care au fost drenați din uh, rețea. Mm -hmm. Iar Tether, care emite USDT-ul, dolarul digital, este cercetat în continuare și trebuie să. companiile care sunt băgate în toată povestea asta au niște găuri de niște sute de milioane care trebuie umplute de undeva, nu știu de unde o să ia. Mă mm. mm. Iar pe partea de Bitcoin se tot vorbește despre o corecție care ar trebui să ducă Bitcoin în zona de 20, și unde a cam baleat în ultima vreme în zona de 30. La momentul registrării noastre, însă, stă la 30. Sper ca până sâmbătă dimineață să nu se fi prăbușit de tot, sau poate se duce tot de Habarna, indiferent cum o să fie, sper că totul va fi bine. Și aveți grijă de voi și de banii voștri, petreceți timp afară în natură cât se poate, hidratați-vă și aveți răbdare cu cei din jurul vostru, că e plin de nebun pe strada, maică. Radu mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Încă o dată vă mulțumim și vouă. Like, share și subscribe. Tot respectul pentru membrii noștri. Și până data viitoare. Să vă fie numai bine.